Bună seara, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, speaker, consultant sau, cum de zeori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru performanță avem nevoie de energie, asta este tema întâlnirilor noastre. În o... ultimele punctate, în ultimele emisiuni, de fapt am percurs ceva destul... de, de multe am, am atins multe argomenti differenti toate in legatura cu energia. Astăzi vreau să aprofundez pentru că e o temă prea prea importantă. Ci am pus în ultimele 2, adică să vor mai vorbim despre emoții. Legătura printre emoții și energie este așa de de strânsă care trebuie ne apară să laprofundăm. O niște detalii administrative, să spunem, așa. Mai fac emisiunea de astăzi și următoare cu acest ton un pic didactic, un pic de, de lector, de facultate, pentru că, într-adevăr, într intenția mea e alta. Totuși, niște chestii sunt așa de importante și trebuie să profităm de tehnologia care ne permite să păstrăm ce, 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 ce se zice.

Simt că dacă răspunde la fiecare, oricum, parerea mea se, se pierde, pentru că multe întrebări sunt de aceeași gen. Și, pe de altă parte, Facebook, prin care ne, ne și conectam, din păcate, cu tot că este o minune care ne-a permis, ne-a deschis complet potențialitatea de, de a contacta oameni, de a ne întâlni, de a trimite mesaje. Din păcate, din păcate, este un invit permanent la, la superficialitate, la trecerea. Adică dacă prinzi un ceva pe moment, e bine, dacă nu-l prinzi, pur și simplu a disparut. Eu aș zice, și deschid o paranteză care are legatura, vă amintiți când am vorbit despre dependență și despre felul în care societatea ne ne face să fim permanente zapaciți, permanente la alergare de ceva nou, tind să cred că această structură, această filozofie în spatele lui Facebook e deliberată. Și un lucru extrem de important de la care am avut senzația asta e tocmai de la grupuri. În ce sens? Un grup E un ceva important în care unde, unde oamenii se întinesc, unde se schimbă păreri, se schimbă idei. E, până acum 2-3 ani, dacă aveam toate grupurile de Facebook aveau forum. Un forum e ceva extrem de util, pentru că care este spiritul de, de un forum? Că eu mă duc acolo unde sunt niște discuții, poate vede ceva interesant care a început uh, în a, acum 2-3 luni sau acum 2-3 ani, de ce nu? Și dau, citesc ce s-a scris până acum, răspund, dau cu păreri, cu critica, înveț ceva. Ok? Bine. Eu nu știu de ce, dar funcția asta din Facebook s-a scos. Ok? Eu am, discu am făcut niste discuții, făcut niște discuții, niște dezbatere extrem de interesante pe Facebook și abar nu am unde sunt, s-au pierdut. Și asta mi se pare un pecat, pentru că, de exemplu, dacă eu mă duc în forumuri alte sau iau grup, cum era înainte, fără nicio problemă, gazesc discuțiile mele de acum 10 ani. Ok? asta se referă și la mesaje. Vă dați seama că acum Facebook are chestia asta cu stergerea de mesaje pe, pe moment, adică tu scrii și dispare. Pe cât eu dacă caut ceva prin, prin mail, gazesc ușor mesaje de acum 5, 10, 15 ani. Ok? In, in, timp, cred că vi s-a întâmplat, poate ați semnalizat un link, ați spus de un autor ceva. Numai acum câteva zile cu un prieten pe Facebook, nu mai îl găsiți sau în nebuniți, trebuie să dați click, click, click și să pierdeți ori. Bine. Toată discuția asta pentru a spune că în legătură cu proiectul nostru de energie și vitalitate, vreau cât se poate de mult să ieșim din Facebook. Tocmai să profităm despre tehnologie într-un fel inteligente. Adică eu chiar nu înțeleg de ce avem o tehnologie fantastică și nu o folosim. În sensul ăsta, în sensul ăsta, tehnologie exact ceea ce ne permite să pastram trecutul, nu să-l stergem. Ok? Parțial, chestia asta se face. De exemplu, cum am zis, sunt conștient că am făcut aceste emisiuni cu un ton un pic de profesor, dar pentru că știu că aceste emisiuni se pastrează, deocamdată sunt și pe site-ul de la de la 6TV și pe site-ul meu și pe YouTube de la 6TV și pe YouTube al meu. Ok, deci le găsiți oriunde și în orice moment mai vreți să revedeți ceva, mai, mai, cum se zice, mai aprofundați, mai lamuriți, sunt la dispoziție. Ok? Deci, asta e ceva fantastic în timp ce acum, prin acum câteva ani, dacă vedeai ceva la televizor, s-au prins imediat, sau dispărea. Și era un pecat. Dar, asta desigur, devine un loc unde fiecare are posibilitate di a me chiederò di a primi risposti in parte di me, in parte degli altri partecipanti, di ataccadimo la comunità interessata all'energia, interessata alla vitalità vitalitate. Și in a che fel mesaje questi messaggi non si Pentru perché mi sembra davvero un peccato il fatto che io un răspuns, faccio un dibattito, primesc o domanda interessante e poi qualsiasi cosa si se implica, dove si non mai esiste. Ok? Asta nu înseamnă că renunțăm la Facebook. Din păcate, Facebook a devenit parte integrantă a vieții noastre. Deci nu avem cum, cum să scapăm de, de, chestia asta. Dar avem, să nu uităm că avem alte instrumente la dispoziție pe care neapărat trebuie să le folosim. În legătură cu emoții, euh, noi am văzut că avem o privire destul de de ciudată despre emoții în sine și a, am primit o groază de mesaje și de critice și de cereri de la murire pe tema asta, pentru că așa de obișnuiți suntem să vorbim de emoții negative sau emoții pozitive. Așa suntem obișnuiți să fim stapiniți de emoții. Așa uneori lucrurile ne ia înainte și nu știm să, cum să reacționăm. Une, uneori emoțiile noastre, noastre ne sperie, pentru că chiar nu înțelegem de ce de unde scoatem uneori atâta violență, atâta agresivitate. Și de multe ori, cred că e o, o, un lucru comun, de multe ori poi, regretam ce am spus în un moment, de, sau ce am făcut într-un moment de furie, într-un moment de nervi. Și probabil tot timpul ne întrebam ce se poate face în sensul ăsta. Uh, repetam un moment conceptul și vreau să vă aduc la la conștientizare despre puterea fantastică pe care o avem. Dar trebuie să mergem un moment prin trept. Noi am zis că, în primul rând, nu o, emoție, o, emoție, nu este decât un ceva, un ceva care depășește nivelul rațional, care acționează la nivel interior, la, pe creierul nostru, emoțional, ca, ca, pe care îl avem în comun cu, cu animale și care ne fornizează niste, un răspuns foarte rapid la niște situații. Emoțiile elementare, ca cel de frică, de iubire, de furia sunt o necesitate pentru supraviețuire în jungla. Okay? Și de aici se trage apoi toate, se tragă toate problemele cu care ne confruntăm. Cum am zis, noi avem o reacție de aparare și de frică pentru a fi atacați de un tigru. Nu, că e ceva de moment care ne afectează fizic, dar se rezolvă rapid. Nu avem nici o, un răspuns corect pentru amorată de platită la sfârșitul lunii și nu am banii. Ok? Perché questo crea un stress per cui il nostro truppo non è preparato. Ok? Quindi, le eh, emozioni non sono negative o positive, ma sono strumenti che sono cladite per essere di folos in giungla. E evidente, adica, come ho detto... uneori se, ni se spune că trebuie să scapăm de frică, dar asta e, e o aberație totală, pentru că în jungla cel mai fricos e cel care supraviețuiește. La un moment dat, dacă eu aud un zgomot, nu? e mult mai sănătos să sa fug decât să vreau să verific ce a fost acest zgomot și să fiu mâncat de un leu. Ok? Deci, deci frica are rostul ei. În toată discuția asta, noi am descoperit că fiecare emoție pe care noi o numim negativă, cum ar fi furie, frică, gelozie, invidie, depresie, de fapt nu este deloc negativa, ci este pur și simplu un mesaj pe care carierul nostru ne trimite. În aceeași fel în care noi avem o durere la picior, o durere la dinții, care nu trebuie deloc neglijat, dar trebuie ascultat și anchetat. În aceeași fel, emoțiile, emoțiile ne semnalizează ceva care din diferite motive ne poate crea probleme nu? și ne, ne trimite un mesaj că trebuie să ne ocupăm de ele. Și noi am văzut că, de exemplu, frica, Non significa deloc sa nu lucre. Dar frica che non facciamo cose, ma la un și nu sunt pregatit, că mi -e frica segnalizza che per qualche motivo non siamo pronti a infrontare una situazione. Come ho detto, se io devo andare a un esame e non sono preparato, è evidente che mi è frica perché non so se faccio față. Nel momento in cui so se faccio la frica non ha più senso. Quando mi è frica, è evidente perché di molte volte io non sono così de sicuro dei risultati. Sì, mi ricordo che non ho controllo. Dall'altra parte, come ho già detto e ripetuto io, come dicevano i latini, me va, se la non mi aiuta a fare qualcosa, bisogna pur e semplice razionalizzata e lasciare da parte. Vediamo come si fa, perché è molto possibile. Ok? Adesso... Cum am spus, în momentul în, care, în momentul în care eu urc un avion, pot săltăresc sau să urc sau nu. ok? Dar în momentul în care sunt pe avion, faptul că eu sunt speriată de moarte sau sunt complet ilințiți, nu afectează cu nimic șansa că avionul să se prăbușească sau nu. Deci nu e vorba că dacă stau, stau foarte foarte tensionat, uh, avionul sta, sta, mai mult în aer. Okay? Noi avem acest gen de superstiție pe care ne e frica că dacă nu, dacă nu punem atenție, dacă nu suntem suficienți de, de, de panicați, lucrurile se întâmplă fără fera, fera voia noastră. Ce să zic? Toate chestiile acestea sunt complet fera sens. Un alt lucru, tot pe tema asta, este faptul că e probabilmente a questo vi si è ghindita, che non abbiamo controllo sulla emozione. Addica, a un momento d'oggi, se mi è frica, mi è frica, che posso fare? Asta mi viene in mente, mi viene in mente. Mio figlio, quando era mica, aveva 4-5 anni, ora è la facoltà, bene, certo, ma quando era mica, una volta... Uh... Plingea per non so io E io, ovviamente, intelesco, ah, faccio, per tanto, hai amato, non faccia così, non pinge. E ha se la a me molto indignata, come, perché non intelleggio? E ha detto, tati, ma se mi viene a pingere, significa che devo pingere. asta questa è la logica con cui di molte volte noi abordiamo le emozioni. Ma come ho detto, le emozioni queste, tutte le În timp ce sunt niște programe foarte bine puse la punct pe care nu avem cum să le schimbăm, ok? Adică furia e furia pentru toți, frică e frică pentru toți, gelozie e gelozie pentru toți, etc. La fel ca fericire, la fel ca bucurie, evident. Ce le diferențiază este conectarea la anumite fapte. Ok? Adică un lucru care sperie pe mine, pentru altul poate fi complet indiferent și viceversa. Și, într-adevăr, fiecare dintre noi are niște, așa zisă zona de confort, de care se vorbește tot timpul. Noi avem o zona de confort în care stăm liniștiți, stăm în confort și ce este afară oarecum ne, ne creează probleme. Discutam mai mult de chestia asta. Știu uh, că e foarte greu să acceptăm ideea asta. Dar nu există Ideea că emoții se întâmplă. Ok? Emoții, toate emoțiile sunt provocate de noi în legătură cu un anumit stimul. Noi, noi dăm vina pe stimul respectiv, dar de fapt noi suntem cauza de toate emoțiile. Ok? Știu că este incredibil de greu de acceptat în limbajul comun, permanente, ce mă enervează tipul ăla, mai superat că nu se poate, etc. Nu e adevărat. Omul a făcut ceva și eu m-am superat. Ok? Deci este o acțiune de a mea. În sensul ăsta, dacă nu credeți că noi suntem responsabili pentru emoțiile noastre, pur și simplu gândiți-vă la o situație la o situație cât se poate de banală. Sinteții, pe care ne sentim evident, sinteții singuri în casă. Nu e nimeni. Pe fotoliu și vei gândiți la ale voastre. Ok? Deci nu, nu e niciun stimul extern pe care ve, ve supra, ve nervează, ve deranjează. Dar, din orice motiv, Vă vine în minte că acum 10 ani cineva v-a făcut mișto de voi, va a făcut un ceva, nu, nu v-a dat bani înapoi. motive obișnuite de cearta. Creierul începe să ruleze, să se ruleze tot filmul, să se repete motive de nervi, să se facă toate dreptiții cu, cu, cu dialog intern, nu cum se întâmplă. După 5 minute suntem cu, cu nervii, cu dracii peste cap, E, de fapt, tot s-a petrecut în capul nostru. Ok? Chestia asta este așa de comună și așa de, de normală că, okay, nu, nu, ni se pare imposibil să fie ceva de gestionat. Dar, de fapt, metode sunt. Și si, numai, da, dacă noi înțelegem ce este într-adevăr emoția, iată că toată povestea asta poate fi, poate fi rezolvată. Pentru că, de fapt, și acum ajungem în sfârșit la punct, noi nu ne dăm seama că adevărata puterea noastră, toată puterea noastră, este legată de focus. Adică unde punem atenție. Și Potere del focus è ciò di in face ver, ci Pentru că avem puterea perché abbiamo il potere di creare, in te ver, la nostra. Ok? In, in senso ăsta, come ho detto, in legatura con l'energia, nel momento in cui ci focusamo su aspetti eh, negativi, sau mai bine zis, asupra ce nu se poate, vă amintiți discuția despre ce se poate, ce nu se poate, în momentul în care eu mă focusez asupra ce se poate, sunt un, un invingator, în momentul în care mă focusez asupra ce nu se poate, sunt o victimă. Și asta, în orice situație, pot să găsesc ce se poate și ce nu se poate. Deci, deci, asta e concluzia. Asta este alegerea mea. Eu aleg starea potrivită. Deci, hai să rezumăm un moment. Noi, aparent, aparent suntem stăpiniți de emoții. Emoțiile sunt strict legate la energia. Pentru că, cum spune lume, ex-movere, e ceea ce ne pune în mișcare. Și atenție! M Non è frica e furia, ne danno un plus di energia. De'asta, uneori, in situazione in si sente così di importanza. Sub nicio forma, posso dire che furia è emozione negativa. È negativa, usata in contesto, in contesto, in contesto, in contesto, de exemplu, de exemplu, a contesto, in legatura legatura energia. in contesto, in contesto, in De exemplu, o femeie, poate cea mai leneșă și plictisită și fițoasă, dar vede copilul ei în pericol, imediat îi vine un plus de energie și face orice să-l salveze. Okay? Așa vedem imediat care este legatura printre emoție și energia. Dacă, prin absurd, aceeași femeie ar fi indiferentă, nu, sub nicio formă, nu ar avea acel Plus acel impuls. E clar. Deci, deci pe de altă parte, noi avem problema asta că ne focusăm asupra niște aspecte a realității și asta ne creează o emoție pe care ne împinge în alte direcții. Și asta este exact ce spuneam înainte. Ok? Noi suntem singuri, undeva, fără niciun stimul creierul începe să se ruleze un film deja făcut mii de ori și iată că se nervează cum s-ar fi întâmplat prima dată. Atenție că sunt niște oameni care se distrug viața pe tema asta. Deschid o paranteză, eu v-am spus, spus de multe ori că e, religia, în toate religiile, de fapt, dar ce avem aici la dispoziție merge foarte bine ne împinge în niște direcții pentru că știe că asta face bine pe, pe sufletul nostru. Eu sunt un pic sunt un pic um, mi se pare un pic caragios obsesia noastră de a cauta lucruri îndepărtate, lumea se bagă cu yoga, cu zen, cu tau, că sunt toate lucruri foarte frumoase, foarte interesante. Dar avem atâtea lucruri aici că eu nu ved niciun motiv nu, nu vede niciun motiv de a căuta departe. Apropo de chestia asta, e, poate cineva care se. cine e interesat la domeniile acestea, a auzit desigur de religia din Hawaii, care se numeste Huna. Sunt niște principii studiate de un antropolog acum 100 de ani, foarte interesante. No, non stiamo a discutere di questo, perché si spiega che fin da Hawaii, in departamento del continente, fin da, benintenuto, l'isola in Pacifica, se pare che abbiano passato questi principi vesnici, cosmici, non stiamo a discutere. Orcum, se facciamo una cosa scurta, uno di questi principi si chiama hoponopono Ho Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă pur și simplu rezolvarea conflictelor, a elibera energie negative din trecut și dacă făcut cineva t a făcut vreo un, nedrept să elibereze această energie. Adică atâta discuție, atâta oai, atâta oponopono pentru a face exact ce spune Biserica sau Iisus care spune că trebuie să ți ierți dușmanul. Povestea asta, Povestea asta este extrem de importantă, pentru că în momentul în care eu iert pe cineva, că nu înseamnă să nu faci de repet, dar îl iert emoțional, eu nu fac sub nicio formă un cadou lui, fac un cadou mie. Okay? Și e o, un, un discu o discuție foarte... foarte... Dura, despre senso de 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 victimizare pe care il senso di vinovazie, di invinovazione, di vittimizzazione di peccare il faccio, di che la pratica non reu, cu intenza l'intensa de di fare per gli altri vinovazie, che è una cosa 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 e è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una da che cosa emoția de iertare adică procesul de iertare e așa de sanatosă e așa de bun pentru sufletul că trebuie nu întâmplător în toate cercuri New Age în toate cercurile New Age se folosește dar repete deja că am deschis subiectul ăsta eu mereu sunt surprins de inteligența de cei care au pus la punct niște niște procedere. Gândiți-vă la procesul de spovedanie. Adică fiecare dintre noi știe că a făcut fapte rele, ceva care nu, nu ar trebui, cum să spun, rezolvat. Și procesul de în care tu te duci la, de obicei, la un preot, adică și spui ce ai făcut și... <gătă -i> E, un, pic elementar, dar extrem de puternic de un punct de vedere terapeutic. Pentru că preotul spune, este iertată, stai liniștit, vorbesc eu cu cel de sus și tot s-a rezolvat. Asta e un proces care, într-adevăr, pentru sufletul este fantastic. Asta e independent dacă sunteți credincioși sau nu. Deci, să închidem discuția cu, cu, emoții. Cu emoții. Noi avem, noi avem, um, Niste emoții pe care le percepem ca negative nu sunt deloc negative, ci ne trimit un mesaj. Acest mesaj trebuie decodat, okay? adică ca și cum o durere de cap poate să aibă multe, multe cauze, dar o durere de cap e ceva care trebuie oricum rezolvată dacă vrem să stăm bine. Emoțiile pe care noi le percepem ca negative, totul ne trimit un mesaj. Cum am zis, furia, frica înseamnă că trebuie să ne pregătim mai bine. În momentul în care eu sunt furia, înseamnă că, niște așteptările de ale mele au fost încalcate. țineți cont că furia este mereu legată la așteptare. Voi vă așteptați ceva, nu se întâmplă, și vă superați. Ok? Adică gândiți-vă de, fie de fiecare dată vă supăra ceva, este pentru că un obiect, un om, o instituție, un ceva, nu a făcut ceva pe care, după părerea dumneavoastră, trebuia să facă. De fiecare dată când realitate nu corespunde la așteptarele noastre, ne superăm. Asta, cum am zis, e o emoție legată a care ne-a rămas din copilărie, că dacă ne superăm, se schimbă realitatea, noi acum că suntem adulți, mult mai bine să ne întrebăm ce putem face. Ajungem la punctul final din toată povestea asta. Secretul pentru a stăpinire emoții nu este atenție sub nicio formă de a ne lupta cu ele. i am spus că cel mai mare pierdere de energie este când în două părți dintre noi sau mai multe se lupte una cu alta. Asta nu, asta ne distruge energia, pierdem toate resurse nu, nu, și, mai ales, nu ajungem nicăieri. Ok? Deci, orice emoție trebuie acceptată. Dacă vreți să faceți un pic teatru, bine ai venit, ce vrei să mi spui de fapt? Care este mesajul tău? Și așa, deja, încercăm să, să o ținem sub control. Pentru că stiții perfecte A proposito, un altro principio di una. In momento in cui io cerco di mi opprivesco alla frica, in cerco di mi la la furia, questo cresce și mai mare. Quindi, la domanda è, in ogni momento, qual è il messaggio che mi me trimite e, come ce uso, cosa potrei fare in questo momento? pentru a trăi o emoție diferită. De obicei, de obicei ajunge să mișcăm focusul pentru a atinge un nivel de, de potențialitate mult mai mare. Eu chestia asta cred că am repetat aproape în fiecare emisiune și nu pot decât să repet și de data asta, pentru că asta e cheia puterei noastre. Adică Puterea noastră e puterea focusului. Unde îndreptăm atenție. Și focusul cel mai mare este mereu, asupra ce se poate sau asupra ce nu se poate. În orice moment, în orice moment, pe cât de dificilă este situația <coughs> dumneavoastră. În momentul în care ve întrebați, bine, asta este situație, o accepte. Ce pot face acum, în acest moment, ce pot face acum, de, vedeți că puterea voastră este oricum nelimitate și intrați în, așa zis, starea de resurse. În momentul în care vă focusați și vă plingeți, sunteți numai victime. Deci, închidem discuția asta cu emoție, poi vom vedea data viitoare niște exerciții, niște trucuri niște trucuri. Deocamdată mi se pare tot, ne vedem joia viitoare.